Stadionul Dr. Angelescu este un obiectiv deosebit de important pentru județul Mehedinți, nu doar pentru municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Reabilitarea și modernizarea acestuia a fost unul dintre amendamentele propuse de deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, în Parlamentul României și de asemenea respins de actuala guvernare. Parlamentarii PSD au propus 87 de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021, toate pentru importante obiective de investiții din județul Mehedinți din toate domeniile. Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți, a depus și susținut în Parlamentul României. Reabilitarea și modernizarea acestuia a fost unul dintre amendamentele solicitate de deputatul PSD Alin Chirilă. La fel ca și celelalte, acesta a fost respins categoric de actuala guvernare. Se propune suplimentarea cu 24.500 lei a achetului de angajament și achetelor bugetare prevăzute în anexa 3.15.27 la bugetul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea realizării obiectivului reabilitare și modernizare stadion Dr. Angelescu, municipiul Drobeta-Turnu-Severin, județul Mehedinți. 141 de voturi pentru, 220 contra, 3 abțineri și acest amendament a fost respins. Atunci când vine vorba despre investiții pentru binele cetățenilor, nu ar trebui să se țină cont de culoarea politică, însă majoritatea toxică PNL-USR Plus din Parlamentul României nu trece cu vedere acest lucru și se opune în continuare dezvoltării județului Mehedinți.